ați venit. Cu toții cunoașteți că Lugoșul găzduiește în luna august, în perioada 11-15 august, un mare festival internațional de folclor, denumit Ana Lugojana, următorul an fiind la ediția 14-a, deja cunoscut în toată lumea, pe toate continentele. Deja foarte multe formații au solicitat pentru anul următor prezența la Lugoj. Sigur că terminăm în 15 august cu marea sărbătoare a orașului, praznicul Adormirii Maicii Domnului, Ruga Lugojană. Dar pentru că, tocmai ca să creăm o adevărată sărbătoare a orașului în aceste zile și pentru că Lugojul are o formație numeroasă de copii și tineret, pentru ca ei să fie cunoscuți atât în județ cât și în afara lui, pentru ca ei să poată face schimburi culturale și lega prietenii, iată că în acest an am gândit un festival de folclor, Ana Lugojana Junior, ediția 1. Pe parcursul acelor două zile, adică astăzi 12 și duminică 14 august, cunoscând că ziua de sâmbătă avem un doliu național și nu putem desfășura nicio activitate festivalieră. Așadar, am apelat la colegii mei dragi din județ și nu numai, și din Caraș-Severin, chiar dacă e perioada de vacanță, chiar dacă e perioada de concedii, chiar dacă unii sunt plecați, am reușit să aduc în fața dumneavoastră, pe parcursul a două zile festivaliere, numai puțin de 16 formații artistice, care vor prezenta un repertoriu coregrafic din zona pe care o reprezintă, din localitățile pe care le reprezintă. Sunt formații laureate la ultimele ediții a Festivalului Județean de Folclor Lada cu Zestre, formații pe care le-am vizionat, pe care le-am urmărit, pe care chiar le-am jurizat și pe care astăzi le-am invitat în fața dumneavoastră să susțină, așa cum am spus, spectacole folclorice. Și anume, formațiile invitate, este vorba de ansamblu de copii și tineret Lugojana, ansamblu folcloric Hora Belințului, ansamblul Boldureanca din Bolduri, Călușare din Jebel, Bujoreanca din Tăianvuia, ansamblul Centrului Cultural DETA, este vorba de secțiunea ainilor sârbă și, bineînțeles, românii, din Recaș, ansamblu Recășana, ansamblu Timișul Junior din Timișoara, din Caraș-Severin, Armenișana din Armeniș, Slătioara Slatina Timiș, Obrejana din Obreja, Bârzava Mică Reșița, ansamblul Bănățano din Gavoșdia și ansamblul Flor de Câmpie din Giarmatavi. Astea sunt formațiile prezente în cele două zile de festival. We'll be right back.
la Drăgsinești, la Făget, la Bătești, iată că formațiile au cam dispărut pe plan local, rămânând doar la Jăbăr. Dansează Călușerul încă din secolul 20. În anul 1989, ansamblul și-a întrerupt activitatea pentru o perioadă, reînființindu-se în anul 2006, avându-l ca instructor pe Dănuț și Trinela Stoica. I-am urmărit cu mare drag la foarte multe festivaluri, i-am urmărit la concursul județean de folclor, i-am apreciat, le-am oferit și de multe ori premiul meritoriu pentru acești minunați copii. Felicitări copii, felicitări domnule Stoica, felicitări doamnă și încă o dată mult, mult succes în activitatea dumneavoastră. Așadar, Călușerii din Jebel, Timiș.
felicitări copii, felicitări fetițelor, felicitări călușerilor. Mulțumim, doamnă, mulțumim din suflet pentru prezența dumneavoastră la prima ediție a Festivalului de Folclor Ana Lugoșana Junior.